urmă cu 3 săptămâni am fost invitată la Q în România pentru o schimbare de look. Bineînțeles că am acceptat invitația fără să stau pe gânduri pentru că chiar simțeam nevoia unei schimbări. Și țin minte că în ziua aia am plecat cu super mari emoții pentru că nu știam care va fi schimbarea. Nu știam ce vreau, nu știam care va fi opinia stilistului și eram pregătită, dar parcă nu eram pregătită. Părul meu este pisicos. Am firul foarte subțire, este destul de rar, iar nuanța mea naturală este un blond nisipiu care îmi place foarte mult, iar de câțiva ani încoace nu l-am mai vopsit în întregime așa cum făceam eu în urmă cu ceva ani. Nu l-am mai vopsit în întregime, dar în schimb în timpul verii am preferat să îmi fac câteva șuvițe eu singură la mine acasă, ca să-l mai deschid puțin, nu știu, îmi place foarte mult se vadă așa blond pe deasupra, ca și cum ar fi ars de soare. Îmi place foarte mult. Și am povestit asta lui Florin Blindaru, de la Q în România, și a ținut cont de preferințele mele și a zis, ok, hai să-i dăm o reîmprospătare. O să vedeți în cele ce urmează despre tehnica pe care a folosit-o, produsele folosite și mai multe detalii. Îmi place să lucrez cu oameni profesioniști, și apreciez foarte mult faptul că Florin a ținut cont de părerile mele și a ales pentru părul meu exact ce e mai bun. Pentru ca părul meu să aibă parte de răsfăț și acasă, am primit aceste două, de fapt trei produse, o să vi le arăt imediat și pe al treilea. Este vorba despre un șampon și un balsam care pentru îngrijirea culorii și pentru hrănirea firului de păr. Ambele au minerale esențiale și keratină. Este un șampon blând pentru părul disciplinat și un balsam intens hrănitor pentru păr normal. Îmi plac foarte mult de când le-am primit, de atunci le folosesc de fiecare dată și mă înțeleg foarte bine cu ele. Aseară mi-am spălat părul și după cum observați, stă foarte potolit. Părul meu este drept în mod normal. L-am uscat cu feonul. Și cam atât. Nu am folosit placă sau altceva, pur și simplu așa se așează el. Iar cel de-al treilea produs pe care l-am primit este acest spray cu keratină pe care Florin l-a folosit și în ziua respectivă pentru că părul meu era super electrizat și chiar mi-a plăcut. Din păcate l-am folosit doar o dată și nu știu ce să zic despre el, dar ca și prima utilizare, mi-a lăsat o impresie bună și o să-l folosesc în continuare cu mare drag. Dacă vreți să vedeți și voi ce s-a întâmplat mai exact la sediul Q în România, vă las mai departe să vizionați filmul care este realizat de echipa Q. Le mulțumesc foarte mult pentru invitație, îi mulțumesc foarte mult stilistului pentru tot profesionalismul de care a dat dovadă și vă mulțumesc și vouă pentru vizionare. Pupici! Ionela, ne aflăm astăzi aici împreună. Eu aș vrea să nu fac un pushing foarte mare asupra părului tău, pentru că vreau să îi menținem elasticitatea, vreau să îi menținem chiar și din culoarea lui naturală. O culoare naturală absolut superbă, se poate vedea de la rădăcină, este o rădăcină crescută, astfel încât intră într-o nuanță de blond făcută ulterior, pe care noi astăzi vrem să o repigmentăm, vrem să aducem un plus de shine în părul tău, Ionela. Cu alte cuvinte, ce aș dori să facem este să aducem un pic de luminozitate către zona de top a capului, adică din șuvițele pe care deja tu le vezi aici, să le transportăm mai mult către rădăcină, astfel încât culoarea ta naturală superbă se poate păstra, și dăm un boost de luminozitate pe partea de top. La sfârșit, lăsând părul în mod natural, o să punem un serviciu de glossing. Este pur și simplu un filler care vine de jur împrejurul firului de păr, adăugându-i mai multă strălucire. O strălucire care poate să depășească mai multe spălări. Thank you.
datorită faptului că ne-am întâlnit astăzi, am repus pe picioare părul tău care arată absolut superb, este un păr amazing. Șuvițele ce le-am adăugat de la rădăcină către lungimea firului de păr, după cum vezi, au început să iasă cumva niște highlights-uri foarte, foarte slim, astfel încât tu nu ai nevoie să te mai revopsești, doar am făcut legătura dintre cele două nuanțe, nuanța naturală și nuanța de pe lungimea firului de păr. Pentru acasă, Ionela, mi-aș dori foarte mult să-ți pot oferi acest șampon. Este un șampon de culoare care conține toate mineralele, aferent lui balsamul. Pentru toate acestea, ca să poți menține o hidratare eficientă, ți-aș recomanda acest spray cu proteină din grâu, pe care îl aplici direct pe păr și după aceea poți să-l usuci după cum dorești tu. Îți mulțumesc pentru astăzi, mi-a făcut o mare plăcere să stau cu tine și să ți-o spun din tot sufletul și sper să ne revedem curând.